Bună ziua, bine ați venit la o nouă conferință a Universității din București din seria Știința pe înțelesul tuturor. De data aceasta, în luna iulie anului 2020, am decis că cel mai util este să vă oferim o întâlnire cu un medic. L-am invitat pe conferențiar dr. Mihai Craiu, șef de clinică și fondatorul Spitalului Virtual pentru Copii, unul dintre comunicatorii cei mai prezenți în domeniul medical și științific din România, să vorbim despre ce înseamnă o situație de criză. Domnule doctor, mulțumesc de invitație, bună ziua! Da, e un moment special această vară fierbinte a lui 2020 și e specială mai ales în condițiile României, pentru că din punct de vedere al paradigmei lucrurile s-au schimbat fundamental în ultimii ani în ceea ce privește medicina clinică. Dacă în generația formării mele ca student la sfârșitul epocii de aur, medicul era o personalitate evident proeminentă în orice comunitate, de la medicul rural care mergea pe strada comunei și oamenii scuteau pălăria și ziceau bună ziua domnule doctor, nu era tovarășul nici pe vremea aceea, până la maestri pe care am avut în facultate, niște somități absolute. Astăzi doctorul e the evil person, a început să-și schimbe un pic locul în percepția generală și datorită media. În momentul de față, peste 80% din români, când au o problemă de sănătate, în loc să apeleze la medicul de familie, să duc la doctor Google, se întâmplă această chestie, nu spun că e rău, spun numai că este altfel decât am fost formați noi, această generație. Și mai avem un handicap. Toate generațiile până foarte de curând am avut în secundariat, cum se chema pe vremea mea, formarea practică, profesională, într-o anumită specialitate, zero ore de comunicare. Zero. Deci, furam de la maestri. Dacă unii aveau și niște abilități așa de comunicare aproape duhovnicești, să zic, pentru că în anumite specialități medicale e mai important bonding ăsta afectiv decât pur și simplu ceea ce face acolo, iar în pediatrie e foarte importantă, pentru că de fapt nu tratezi numai copilul, ci tot ansamblul familiei, am realizat că nu ajunge să mă duc la conferințe medicale. Am fost la conferințe medicale cu amfiteatru de 5.000 de persoane în față la congrese europene, la care am respirat uitându-mă în sală vorbind după un american. Da. E mai greu să comunici online în realitatea românească contemporană. Deci e o necesitate și de asta vă voi vorbi în următoarele minute de experiența mea mai degrabă de dascăl și comunicator în spațiul virtual, nu neapărat de ceea ce fac la spital. Și trebuie spus că ideea a venit în urmă cu câțiva ani. Am văzut o știre a Agerpres care spunea în 2015 că peste 3/4 din gospodăriile românești au cel puțin un telefon mobil. Astăzi, conform Eurostat, în România există 1,14 telefoane mobile pe cap de locuitor, deci unii au chiar câte două. Și ceea ce este foarte important este faptul că peste 81% din gospodării au acces la broadband, la comunicare virtuală puternică. Deci ăsta este contextul. M-am gândit că poate să fie un vehicul. Și am făcut un experiment care, în fine, la momentul ăla a stârnit niște zâmbete, se numește Spitalul Virtual pentru Copii cu Astm. E partea unui proiect educațional, un grant de cercetare cu finanțare europeană al institutului nostru și care și-a dorit să asigure un alt fel de model practic. Ce vreau să spun cu chestia asta?
Copiii cu astm reprezintă cea mai frecventă patologie cronică a copilului. Așa cum adultul are obezitate, hipertensiune, cardiopatie și altele, copiii au boli ale căii aeriene. Mai ales astm. Din cauza poluării, din cauza multor factori, care nu au rostul să fie detaliați acum, dar reprezintă cea mai frecventă cauză de prezentat repetitiv la medic. Problema când te prezinți ca părinte cu un copil la medic când e rău, este că trăiești o experiență traumatizantă. Și după o noapte de stat la compartimentul de prime urgențe sau în secția de terapie intensivă, este omenește să uiți chestia aia. Și odată cu evenimentul, uiți și educația care ți s-a făcut despre cum să dai, cât să dai, le-ai scrise. E adevărat. Numai că asta nu ajută întotdeauna și, din păcate, avem un procent de analfabeți funcționali destul de mari. Nu mă refer la cifre acum, dar e important de spus că mulți din părinții tineri care au mai mulți copii au și un background educațional ceva mai mic. Și țin minte mai ușor dacă văd, dacă li se arată, nu dacă li se pune citește prospectul, că unii nici nu se uită la chestia asta. Și ce am făcut? Am făcut ca niște filmulețe, pentru că am constatat de la studenții mei că dacă le pun filme cu pacienți care durează 5 minute, n-au răbdare să uite la ele, maximum 2 minute, și care abordează două lucruri. Cum să faci și cum să nu faci. How to, așa un fel de troubleshooting. Părinții s-au simțit foarte empowered, nu găsesc termenul în românesc foarte bun, sau au fost luați de parteneri. Ce vreau să spun chestia asta? Vreau să spun că au perceput acest link care era pe foaia de externare, în primul rând ca pe dispoziția noastră sufletească de a-i lăsa să vină la informație când sunt pregătiți. Nu atunci când eu mă pregătesc să le externez, mă grăbesc, mă duc acasă să mai știu și eu ce fac și spun foarte repede. Deci, în primul rând, le-am spus, link-ul nu expiră, nu e, vă duceți acolo și vedeți când vreți să vedeți. De foarte mare succes a fost mai ales pentru copii, pentru școlari și pentru adolescenți care ei vor să știe cum să-și dea, cum să fie parte a acestei chestii. Am și făcut un studiu prospectiv plecând de la o cohortă de pacienți, din punct de vedere al tratamentului, toți tratați conform protocolelor, deci au primit ceea ce se numește standard of care. Un subgrup a prins standard of care și recomandarea ține legătura cu medicul de familie și cealaltă a primit link-urile acestea educaționale. Ce s-a întâmplat? În următorul an s-a întâmplat că a scăzut de aproape 8 ori hazard ratio de reinternare. Deci au venit mult mai rar în spital copiii care știau și respectiv familiile care știau ce e de făcut pentru chestiile mici. Spre deosebire de adult care are și altă agendă, că mai vrea concediu medical, mai vrea... Copiii nu vor la spital. Și dacă poate fi făcut orice ca să schimb traiectoria către spital, cred că ne-am atins obiectivul. Și de asta am zis să vedem dacă funcționează și dincolo de micul nostru experiment academic care, în fine, a trebuit finalizat. Și m-am uitat, am pus cuvinte de căutare, unele din linkuri pe Google, cu, bine, mica satisfacție a ego-ului fiecărui meșter manole, am constatat că în limba română linkurile noastre de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului sunt primele, cu cel mai mare, deși să știți că în spate concurența erau cele făcute de firmă, care au și experți în comunicare și în imagine și în mai multe chestii. Oamenilor li s-au părut fără scheleți în dulap, fără agende ascunse, era pur și simplu, spunea cum să faci când ai această problemă, nu-ți ținea o lecție, nu era ca la școală, așa, și îți spunea ce poți să faci
tu pe un sistem intuitiv de tip semafor, așa, verde, ești bine, poți să continui, ești pe drumul ceva, galben, atenție că trebuie să schimbi ceva, eventual să comunici cu doctorul de familie și roșu e, nu, no, nu, no, trebuie să vii la noi, la spital. Bun. Asta a fost un punct, pentru că am vrut să schimb ceva și de pe umerii doctorului de urgență, care în România, indiferent de specialitate, este foarte încărcat în ultimii ani. Și m-am gândit cum să devin propriul meu șef, apropo de râdeam cu colegii mei din spital. Și am zis, mai cel mai bine este să fiu șef la propriul meu spital virtual. Și atunci a apărut conceptul de spitalul virtual pentru copii, care, apropo, e marcă înregistrată. E important, pentru că mai există niște idei de comunicare similare, dar am zis că e bine să rămână în forma asta. Ideea s-a născut din faptul că dintre specialiștii români cu formare superioară, după experții IT, din România, pe locul 2, au plecat medici. Iar global, dintre oamenii cu școală, cu skill-uri, cea mai mare hemoragie de când am intrat în Uniunea Europeană este cea a asistentelor medicale, mai ales registered nurse, adică cele cu o calificare, cu o specializare. Conform Comisiei Europene, sunt peste 18.000 de asistente medicale și peste 12.000 de medici. Au plecat numai de când suntem membrii UE și care lucrează în Uniunea Europeană. De altfel, ați văzut acum, apropo de țări care își celebrează eroii pandemiei COVID, de exemplu cu Moașa, care pot un pic Adilis Circus, pot toate panourile, așa că 5 etaje, este o colegă de-a noastră, de o asistentă, o moașă din România. Da, e importantă chestia asta. Despre spitalul virtual pentru copii poate fi discutat așa într-o perspectivă SWOT, cu strengths, weaknesses, opportunities și threats, spunând că e o pagină de Facebook, e urmărită de peste 200.000 de persoane în mod activ. Asta înseamnă undeva în jur de 3% din părinții români, ceea ce e o cifră. Și marea putere a spitalului virtual sunt numerele mari. În ultima lună, de exemplu, RICIU a fost 755 de K. Deci, 3/4 de milion de persoane au primit informația. Și ceea ce e foarte important este, dacă ne uităm la new like versus follower, putem să și estimăm care este proporția reală a anti-vaxerilor, anti-maskerilor, anti-sistem, whatever, în ceea ce privește medicina. Și o să vă dau o veste bună. Nu e foarte mare. În jur de 6-7%. Atâția mă înjură în mod activ sau mă urmăresc fără să mă placă. Și această cifră este constantă și la alți comunicatori de sănătate. La Vasi Rădulescu, la doctorița Costache, la mămica pediatru sau la Otilia Țigănaș, un formidabil medic de familie din mediul rural, face o treabă extrem de bună pentru medicina primară. Momentul schimbării paradigmei de comunicare e unul bun. Apropo de framing, de pus o ramă, primul moment bun de comunicare al SVC-ului a fost în momentul în care Ministerul Sănătății a anunțat că oficial există epidemie de rujeolă în România, de pojar. Și a enunțat și cauza. Că nu se vaccinează suficient de mulți copii încât cei nevaccinați să fie în siguranță. Trebuie spus că în principiu
în nicio țară de lume nu sunt vaccinați toți copiii, nici măcar în dictaturi, nici pe vremea noastră, la copilărie, pe vremea lui Ceaușescu, nu eram toți vaccinați. Erau unii care aveau contraindicații medicale. Nu erau vaccinați, dar pentru că o proporție de peste 90% din copii erau vaccinați, nu prea aveau de unde să ia. Ăsta este contextul în care a apărut mișcarea antivaccinală mondială și se leagă foarte bine cu contextul actual de pandemie, cu noul coronavirus. Un punct slab, apropo de weaknesses al spitalului virtual, e timpul. Un moment dat comenta unul dintre colegii mei, dintre rezidenții mei care mă mai ajută, mă întreba, domnul doctor, ați descoperit ziua de 48 de ore? Și, nu, din păcate, nu e pe, în fine, consum din timpul liber suficient de mult, dar cred că e o investiție bună și până la coadă, dacă aloci 5 minute mai mult în discuția finală cu un părinte care pleacă din spital, vei avea la sfârșit de enorm mai puțin copii reîntorcându-se cu probleme care ar fi putut fi prevenite. Pe cei mai tineri sau pe colaboratorii mei, asistente, infirmiere, care au un bias de percepție pentru ei, pare că domnul doctor vorbește prea mult cu părinții, le-am spus foarte simplu, dacă vorbești acum 5 minute, nu o să vină la două noaptea sau un weekend sau de Crăciun sau de Paști, pentru că atunci când chiar nu vrea să vină, încearcă să facă ceva. Dacă știe ce să facă, încearcă. Dacă nu știe, e bine la asta. Da, cred că aveți dreptate. Realitatea este că medicina în România, în momentul ăsta, a început să fie ușor defensivă din varii motive, dar o vorbă în plus creează, cel puțin pentru pacientul copil, oportunități mult mai multe. Invers, poate fi pusă întrebarea și m-au pus-o mai mulți studenți în medicină, domnule doctor, de ce ar trebui noi să începem să facem această chestie? Și răspunsul meu la această întrebare, sau orice alt comunicator în domeniul lui, ar trebui să comunice și în spațiu virtual și prin social media, pentru că în vremuri ca astea de acum, unu, trebuie să păstrăm un pic de distanță și este periculos să ajungem direct în spații închise, și al doilea, nu pierdem legătura cu realitatea. Tendința în vremuri speciale este să-ți închizi urechile. E prea mult zgomot de fond. Bor mașina virtuală, suntem bombardați din toate părțile de vești triste, de panici, de emoții, de nu știu, și atunci avem tendința să ne închidem foarte tare, să ne vedem de universul nostru foarte mic în turnul de filde și să ne facem meseria cât se poate de bine, dar pierdem legătura cu realitatea. Și Real Life România, cel puțin în medicină, nu este asta de aici din București sau din Cluj sau din Iași, unde populația de bine de rău are acces la alt model de cetățean și poate ajunge și mai facil. Nu este ca omul din Delta care trebuie să ia șalupa să meargă cu 6 ore până la Tulcea. Și acolo să găsească un spital județean unde nu mai există secție de pediatrie. By the way, la Tulcea, dacă ești părinte și ai un copil cu o boală gravă, te pui în mașină și te duci la Constanța. România. Acolo, de acolo au plecat zecile astea de mii de doctori și de asistente din România exact defavorizată. În România academică, din centre cu mari perspective și unde, în fine, există și o emulație așa de lucrat în colectiv. În ceea ce privesc oportunitățile, am aflat de când fac acest proiect că părinții de cele mai multe ori nu vor un răspuns direct. Vor și asumarea specialistului atunci când are copilul o boală și vine la tine și te întreabă, da, să face? Asta e întrebarea tuturor oamenilor. Îți asumi, rezolvi, să...
În spațiul virtual, oamenii vor sfaturi despre unde ar putea să caute ei. De ce? Pentru că din ce în ce mai mulți oameni au început să constate că dacă rămân numai în bula lor de cunoscuți și de comunicare, riscă să aibă un șoc când ies afară. Ca să zic afară, afară în oraș, în realitatea un psiholog de aici, din București, recomanda oamenilor să se mai uite din când în când la știri, la jurnale, să mai citească, pentru că izolarea în scopul autoprotecției de toate aceste vești care nu ne fac plăcere, nu face decât să distorsioneze percepția asupra pericolului și să ne facă extrem de fragili în pofida facilității de comunicare. De altfel, dacă ne uităm la adolescenții și la tinerii din ziua de astăzi, din punct de vedere emoțional, lucrurile merg într-un trend îngrijorător. Mă uit la pacienții mei, la studenții mei, proporția de inatenție și depresie e semnificativ statistic mai mare decât acum 10 ani, 15 ani. Ăsta e nou pericol. Nu că o să fim mult mai bolnavi fizic sau că o să fim mai obezi sau mai... Și astea sunt realități, sunt importante. Dar nu reușim din cauza faptului că la începutul vieții părinții fac totul pentru copii și acest totul le răpește liberul arbitru. Nu mai sunt în stare să decidă ce e bine, ce nu e bine, când ajung la peer review ei între ei, unii fac față și unii nu fac față. Apropo de cifre, dacă o să vă uitați la ce raportează CDC, rata de suicid la adolescență acum, de când e cu lockdown-ul, a crescut îngrijorător, a făcut un zvâc așa în paralel cu mortalitatea prin COVID în SUA. Asta spune că statul acasă, cu niște părinți care nu sunt pregătiți să fie părinți și care nu poate să facă full-time parent, full-time job remotely, creează niște tensiuni insurmontabile. Deci va trebui să învățăm o nouă realitate. Noi părinți, noi dascăl, noi să ne adaptăm la ce vor primele cursuri care le-am ținut online cu studenții facultății de medicină, e una din primele facultăți care a închis că pentru ei era periculos să vină în spital, au fost foarte ciudate. Aveam impresia că vorbesc numai cu calculatorul, chiar dacă era Zoom și așa. Foarte ciudat. N-aveam controlul sălii. Uitându-mă așa, îmi dau seama că lumea s-a plictisit, mai spun un caz, mai... fac o glumă, ne mai oprim un pic la cursul real. Cursurile virtuale cred că o să trebuiască să fac un pas înainte pentru că vor fi în realitatea noastră didactică mai multe vreme de acum încolo. Cel puțin o bună parte dintre ele. Sunt sigur că nu se pot doctora la fără frecvență, dar cel puțin marile întâlniri, marile congrese, mai ales astea cu sute de persoane, un timp nu o să mai fie în agenda. Spitalul virtual mi-a permis să fac și cercetare științifică, cel puțin comportamentală și de percepții. De exemplu, am făcut asta iarnă un studiu privind percepția părinților despre vaccinarea antigripală în România. Și am primit 13.060 ceva de răspunsuri. Este cu două ordine de mărime peste cele mai mari cohorte publicate românești, care au sute de cazuri unde se fac chestionare de astea, cu pacienții cu care te întâlnești la un spital, unde îi întrebi. Deci poate să fie și un instrument de cercetare pentru cei care vor să facă cercetare, pe vorba de întrebarea studenților. Și, în fine, ne poate ajuta să vedem și alte perspective, pentru că, așa cum spunea Lee Atwater, Perception is Reality, caricatura asta lui Mihai Stănescu, cu unul zice 9, la altul zice 6. E foarte important. Ne uităm la același lucru și îl percepem diferit.
Apropo de momentul actual în care există oameni de bună credință, care nu au niciun fel de agendă în spate și care zic, nu e COVID, un fel de moft, un fel de mini-răceală, eventual nici nu există, hai să nu ne impacientăm foarte tare. Asta e modalitatea lor de a se împăca cu această amenințare. O minimalizează. Și e normală. Pe de altă parte, iarăși normal este ca după aproape 4 luni de lockdown să nu mai suportăm să fim în priză tot timpul. Citeam zilele trecute un articol în Circulation, în cea mai importantă revistă medicală privind cardiologia, că în Statele Unite sistemul medical de urgență a raportat o creștere cu 80%, deci aproape s-au dublat numărul de inimi care s-au rupt. Ruptura de miocard. În față de acele perioade, anul trecut sau a mediei din ultima vreme, de ce? Că nu sunt mai multe infarcte. Suntem în priză. Stresul generează o cantitate mare de hormon de stres, de cortizol și alții, și ne face rău fizic. Pur și simplu, această tensiune acumulată, și atunci creierul nostru a hotărât, e mai simplu să neg decât. Deci, pentru oamenii foarte emotivi, pentru cei introvertiți, pentru cei care n-au antene de fluare a tensiunilor de altfel, nu știu, nu sunt foarte religioși sau nu fac ceva care să-i detensioneze, yoga sau altceva, deci care n-au resurse într-un univers așa emoțional mai înalt, e mai simplu să nege în realitatea. Și este de spus că negarea e un pericol constant al ultimelor aș zice chiar 10 ani, pentru că Organizația Mondială a Sănătății a pus negarea și opoziția și fenomenul antivaccinal în primele 10 amenințări asupra sănătății globale. E pe locul 8 înainte de riscul pe care le aduce infecția HIV-SIDA. Apropo de vaccine hesitancy și alte opoziții. M-aș pregăti să închei prezentându-vă o experiență personală nouă pentru mine. A fost un pic inconfortabil. În primul rând că n-am rutina, n-am exercițiu platoului și aici am avut stângăciile mele. În 21 martie anul trecut am fost invitat de către ProTV să am o întâlnire față în față cu unul dintre cei mai vocali antivacciniști români, doamna Olivia Ster. Altfel subiectiv, fiind de spus, o persoană foarte civilizată, o persoană agreabilă, plăcută, om de media, vorba cuiva, ai grijă, nu socializai o femeie frumoasă, uiți ce ai de spus. A fost o experiență, pot să spun cu mâna pe suflet, mai grea decât cele mai grele cazuri ale mele de la spital, pentru că, deși știam toate aceste ziceri folclorice ale universului antivaccinal, în toată lumea există, toți spun cam aceleași lucruri cu celule de embrion uman, cu mercur, cu aluminiu, cu formaldehidă, cu chipuri, cu toate cele. Despre vaccinuri încă nu s-a zis cu 5G, dar o să fie și mai încolo. Despre asta, când o să apară vaccinul pentru SARS-CoV-2, probabil vor fi niște emoții legate de el. Cum a fost întâlnirea? La început au apărut două monologuri paralele. Doamna Ster o ținea pe dânsei citând într-o carte, în fine, care e plină de fake news dovedite.
Și eu încercam să-i răspund în perspectiva practicianului care chiar îngrijește copiii ăștia, care fac pojac, o meningită, oreion, whatever, boală care poate fi prevenită prin vaccin. Până când mi-am dat seama că interlocutorul se poate vedea și în cameră, că la început eram cam așa, tot, mi-au dat o cană galbenă în față. Și am tot băut din ea pentru că, în fine, e greu să ții boi în frâu într-o situație de asta tensionată. Și un moment dat mi-am dat seama că interlocutorul e acolo, unde se aprinde becul roșu, la cameră. Omul din partea aia la alta a televizorului. Părintele care are întrebări, nu ala care are certitudini, ala care chiar se întreabă, bun, ce? Și am început să le spun ca părinte și ca doctor ce aș face eu cu copilul meu. Și aici moderatora a și prins-o și a întrebat-o, bă, dumneavoastră v-ați vaccinat copiii, a venit așa out of nowhere și n-a dat chiar cel mai bun răspuns, nu știu. Eu, în poziția, în cizmele unui antivaccinal, aș fi zis, ba, obliga mama soacră, Andy vrea neapărat. Ar fi trebuit asumat că și-a vaccinat, pentru că e dovedit, există Registru Național Electronic de Vaccinare, nu? Toți avem acolo puse cele pe care le-am făcut oficial. Și e bine să fie așa, pentru că, în fine, tinerii în ziua de astăzi circulă. Fiului meu, când s-a dus la universitate în Regatul Unit, primul lucru au cerut fișa de vaccinare. Nu ești vaccinat, stai la carantină două săptămâni, că cam asta e incubația maximă pentru toate bolile infectocontagioase evidente și pentru care există vaccin. Din fericire, Călin avea fișa, că știam drill-ul de înainte. Au făcut și niște verificări serologice, tot a fost ok. Cert este că o astfel de experiență, o întâlnire cu un oponent al COVID-19, al utilității vaccinurilor, al este necesară în formarea oricărui medic. Dacă stai numai în turnul tău de filde și în locul unde ești de necontestat, tu știi, să operezi pe creier, să resusciți, să faci ceva acolo, toată lumea e foarte sigur la spital, sau majoritatea dintre noi ne simțim în siguranță. Mai greu să fii medic de medicină de familie, să te duci acasă la el, în universul lui. De asta zic că social media e un loc unde te duci acasă, pe calea pe care o acceptă el. Și aș încheia spunând că sunt, cum am mai zis, mai mulți comunicatori. Există un grup de studenți absolut minunat, se numește aici din UMF Dacă, un grup foarte mare, și studenții Universității de Medicină și Farmacie din Cluj organizează niște întâlniri anuale care se cheamă CEMP, în care cheamă oameni de media, avocați, specialiști în malpraxis, asigurători și discută medicina reală, aia care o vor pune ei în practică pe oriunde ar fi. Mi s-a părut absolut grozavă inițiativa și sper să țină. Da, aș spune că ar trebui și media tradițională să facă un pas înainte, au început acum, social media, ați văzut că am început să cenzureze un pic chestiile care sunt foarte grosolan deplasate. Nu zic că asta e calea de urmat, dar trebuie făcut ceva și trebuie făcut ceva pentru că știrile false circulă mult mai ușor decât cele adevărate. Faimoasă publicație în Science în 2018, un grup de experți au urmărit fake news de 10 ani și au constatat că știrile reale rare ori ating mai mult de 1000 de persoane ca distribuire și retweet-uit așa, în timp ce știrile fake generează foarte multă emoție, spaimă, îngrijorare, bucurie,
emoții merg la primar și poate să ajungă la milioane de vizualizări. De aceea cred că e necesar un exercițiu de comunicare și este necesar să îi livrezi omului informația așa cum e pregătit să o asculte. La un moment dat mă gândeam dacă noi românii care, în fine, istoricește avem tendința asta să ne plângem, că baciul din Miorița îi spunea lui oaia unde să-l îngroape când o să-l omoare ăia. Probabil că dacă era un baci sârb, zicea cum o să facă el un plan să-i omoare pe el alții. Deci suntem într-un anume fel. Cred că o comunicare eficientă în social media nu e numai despre conținut, ci și despre felul în care este trimisă. Stăteam și ascultam reclamele de la radio, poartă mască, arată că îți pasă. Prima dintre ele, publicată în numele grupului de, în fine, criză, era cu fondul sonor al unei voci feminine foarte stridente. Nu știu dacă ați remarcat-o. Avem tendința să schimb canalul la radio când eram în trafic. Acum este o voce foarte bună. Tot o voce feminină. Cam de aceeași vârstă. Altă prozodie, altă... O poți asculta până la capăt, deși e mult mai lungă decât prima, îți creează impresia că ești partener, că ai ceva de spus... și să termină așa un pic rotund, mai te gândești și tu la ce a spus. Nu suntem, în momentul ăsta suntem așa un pic la un pionierat de comunicare și eu personal mă strădui pentru că pediatria până la coadă e despre știința comunicării. Dacă n-ai convins părinții, nu poți să vindeci copilul. O să închei aici și dacă pot răspunde la niște întrebări și știu, s-o fac cu drag. Mulțumim, domnule doctor Mihai Craiu, și am să pun o serie de întrebări. Unele dintre ele deja culese din ce se discută zilele acestea, unele inspirate de ceea ce ne-a spus acum. Prima întrebare e legată de spitalul virtual pentru copii și de interacțiunile cu părinții care se petrec acolo. Majoritatea doctorilor ezită să dea orice fel de recomandări în afara contextului unei consultații medicale oficiale. Ce anume ce le spuneți părinților pe pagina spitalului virtual? Spitalul virtual are și un regulament scris, nu în sensul de disclaimer defensiv pentru mine, ci pur și simplu ca să vorbim despre așteptări rezonabile. Să știe părintele ce se poate întâmpla. Ce se întâmplă în spitalul virtual se numește, în terminologia actuală, și în limitele competenței permise de Colegiul Medicilor din România, se numește consiliere pentru sănătate. Nu este o consultație, pentru că o consultație presupune și o interacțiune, nu numai anamneză, adică să auzi povestea, ci și examenul clinic pe aparate și sisteme și eventual recomandat investigații. Numai că în epoca aceasta a COVID, însăși Casa Națională a Asigurării a constatat că s-a îngreunat accesul pacienților 1, defavorizați, și 2, cu boli cronice, la actul medical, pentru că le era frică lor să nu se infecteze cu coronavirus, și pe de altă parte pentru că au existat acele reglementări de distanțare, spațiere, dezinfectare între pacienți, deci a început să fie din ce în ce mai greu. De aceea chiar Casa a sugerat telemedicina, care se întâmplă în Uniunea Europeană, în toate țările civilizate și e bine reglementată. Spitalul virtual nu își propune să facă telemedicină, ci pur și simplu să dea un pic din foile astea de ceapă din angoasele părinților și să găsească miezul, care e problema în fapt, pentru că sunt părinți care întreabă fără să știe de fapt ceea ce își doresc. De cele mai multe ori vor un interlocutor. Să simt neascultați de doctorul de familie, de familia propriu-zisă, de mamă cu
în fine, un univers de întrebări și cu niciun fel de răspuns. Deci e în primul rând comunicare despre sănătate, consiliere, și în unele situații punctuale, unde eu ca expert identific un risc major pentru pacient, da, este și tratament. Am numeroși pacienți, copii de origine română sau din părinți de origine română, împărțiți până vastele spații ale lumii astea și unde au bariere fie de limbă în țara respectivă, fie de asigurări și în altele. Am avut mai mulți copii care ar fi putut să moară în condițiile în care mi-au scris părinții. Spun că puteau să moară, nu că e părerea mea, ci că am primit feedback de la specialiștii din țara respectivă, scrisoare de mulțumiri sau chiar trimisă la spital ca feedback, pentru că, în fine, există această curtoazie profesională peste tot în lume. Spunea că, da, doctorul din România a avut dreptate și a fost boala X și a trebuit făcut Y. Deci, a pune aceste bariere în aceste vremuri grele nu va face decât să crească ostilitatea față de corpul medical. Abia am devenit așa un pic mai umani, că, în fine, până când au apărut nefericitele alea postere cu doctorii ca sfinții și altele, nu bun management de imagine. Cert este că poate fi livrată medicina și de la distanță și sunt ferm convins că telemedicina, cel puțin într-o altă formă decât asta de acum, va face parte din standard of care. În Statele Unite, de exemplu, primești biletul de externare din spital sub forma unui fișier video. Și nu întotdeauna chirurgul se adresează pacientului X lui ca atare, ci ține o mini-prezentare despre pacientul care a suferit, nu știu, o reducție gastrică pentru obezitate. Și spune despre îngrijorări, despre adaptare, cum o să fie primele zile, cum îi punctează unul, două semne care putea să însemne agravare. Și vorbești, îl vezi pe doctorul tău care știi că te-a operat și care, și pare umană, e altfel decât o hârtie. Deci sunt sigur că vor apărea noi strategii de comunicare. Vorbeați de o criză a încrederii populației în medici. Aveți vreo teorie cu privire la sursele acestei crize sau acestei lipse de încredere? Sunt mai multe posibile explicații. Prima vine, are rădăcină din epoca anterioară și vine din actele de reglementare care au invadat viața familială și privată a multor familii tinere, mă refer la faimoasele legi anti-avort și așa, care, în fine, au trebuit puse în practică prin medici. Relatează părinții mei că la instituțiile unde lucrau existau controlele alea periodice obstetricale îngrozitor, ca intruziune așa în intimitatea unui om tânăr care, în fine, își dorea altceva de la viață. Asta unul. Deci există o moștenire, vreau o moștenire medicală. Și al doilea ține de niște cutume nefericite care au explicații economice. Dacă ne uităm în ultimii 30 de ani, exceptând ultimii 2, 3, 4 ani în care s-au produs niște reașezări pe scara salarizării bugetarilor, medicii din totdeauna, din anii 60-70, crila de salarii era undeva foarte, foarte jos. Și asta a indus în mentalul colectiv ideea că oricum nu trăiesc ei din salariu, că nu se putea trăi din salariu. Pot să vă zic o întâmplare anecdotică cu propriul meu copil, că era foarte mic, de grădiniță, ceva de genul ăsta. Și am trecut pe lângă un magazin universal, am văzut Călin Banane.
Tata vrea o banană. Zic, că nu se poate tata acum, foarte jenat, nu luasem încă salariu. Numai una, tata, nu vrea mai multe, numai una. Trauma, așa, mă o scot, îmi face bine, ca tratament. Era îngrozitoare, pentru că, bine, Călin niciodată n-a cerut chestii speciale, nu vroia jucării stupid, nu, învățați așa să fie cumințel de punctul ăsta de vedere, pentru că avea doi părinți doctori care trăiau de la un salariu la ălalt. Dacă plătea închiria, telefonul și nu știu ce, salariile erau foarte proaste. Și asta în mentalul colectiv venea la pachet cu obiceiul de a oferi ceva doctor, de a câștiga bunăvoința, este absolut formidabil. Analiza profesorului Mihailescu apropo de regăsirea trupului pierdut și așa, povestea bolii domniei sale într-o notă optimistă, ironică și autoironică și experiența cu Institutul Oncologic, Spitalul Fundeni, e formidabil. Eu le spun studenților mei la examen, le dau lectură obligată, asta trebuie să o citiți dacă vreți să fiți doctori în România astăzi. Să vedeți cum este despre bunătate, răutate gratuită, opacitate, toate astea care se întâmplă în realitate. Deci, oamenii au și motive îndreptățite, să gândească așa. Nu se comunică peste tot la fel de bine. Uneori așteptările sunt nerezonabile. Dar există și o pondere de lipsă de empatie suficient de mare încât să creezi ostilitatea populației. Când e despre tine, despre familia ta, când te lovește direct cu funcționarul ăla nesuferit de la taxe și impozite, îl vezi odată pan și whatever. Te-ai descărcat și ai spus ce ai de spus și ai plecat. Medic și când e o chestie de boală de lungă durată, nu mai poți pune undeva în spate. Și aduni niște gânduri, niște emoții. De asta ne spunem și colegilor și studenților, făceți-vă viața ușoară, vorbiți mai mult cu pacienții, arătați-le că nu vreți nimic în plus decât numai să-i ajutați, că de-aia ați devenit medici. Și ce succes aveți când le spuneți asta? Să știți că, în principiu, cei care se ocupă de copii, și asta nu e numai în București, este peste tot în țară, fie au experiența parentală și atunci se pot identifica cu acest model, își dau seama când au fost ei pacienți, ce nu le-a plăcut sau cum le-ar place să vină să fie întrebați deschis cum este, că atunci poți să-ți spui din nou, dacă mai are febră, am mai avut două vărsături, până ziua, chideam așa. Cam așa se întâmpla până acum și oamenii au început să clasifice și spitale ca și restaurantele, hotelurile și alte servicii cu stele acolo. Spitalul nostru, deși e un spital mic, nu unul de spitale mari ale României, și este spital exclusiv, locația fizică unde lucrez eu, exclusiv de copii. Avem cel mai înalt rating în stele din spitalele din România, deși nu e nici cel mai nou, nici cel mai... Și știți cum se măsoară ratingul ăsta în real life? Când am cerut sprijin și am spus, a venit COVID, nu putem să vă testăm toți copiii care au nevoie de spitalizare la noi, pentru că nu întruneau definiția de caz zisă de Direcția de Sănătate Publică. Și părinții au zis, vă cumpărăm noi aparatul. Spuneți-ne care. În două zile s-au strâns banii pentru cumpărat un real-time PCR, care e o mașină scumpă, costă cât un automobil. Imediat s-au strâns banii. Bun, primii care am dat banii, au fost noi de la spital, că nu puteam să cerem așa. Imediat s-a strâns. Asta înseamnă încredere. Și faptul că am avut față de alte spitale un număr de internări, deci ca să chiar stai într-un loc trebuie să nu fie foarte frică. A fost la jumate față de media anului trecut, dar e mult mai bine decât orice alt spital din România, unde aveai trei bolnavi pe un etaj. Era frică să vină. Era... Bine. Deci e despre încredere. Și asta este partea unei
inițiative personale, dar se face și la nivel instituțional. Da. Așa numita medicină centrată pe pacient se întâmplă și în România? Da, se întâmplă și în România și se întâmplă în multe locuri la copil. Pentru copilul este un univers biologic într-o continuă transformare. Este ca o schimbare de sezon, că iarna nu-i ca vara, ca garderoba, poți să ai nevoie mai mult, mai puțin. Medicația la copil și intervențiile și diagnostice și terapeutice au o mare variabilitate. Și este de spus că există tot felul de proiecte de comunicare. Noi la institut n-am inventat noi roata. În Statele Unite există de foarte multă vreme. Există și clasificări ale primelor 20 de echipe de social media în spitale. Poate spitale foarte mari. Johns Hopkins, că vorbeam de Johns Hopkins, Mount Sinai, toate au divizie de comunicare condusă de doctor care face o demitizare a unor proceduri. Îți arată o vizită virtuală, cum o să fie la, nu știu, colonoscopie, că tuturor le e frică, sau mai știu și eu ce altceva. În momentul ăsta e mai ușor să te duci la oameni ca om, nu ca autoritate, pentru că există un, bine, tendință de rejet firesc, așa, când îi se pute, trebuie să nu știu ce. Oamenii, dar de ce trebuie? Poate nu acum, mai încolo, sau nu fac nimic. Și am constatat că cele mai multe reacții sunt de silenced witness. Cei mai mulți care se uită la noi în social media nu sunt nici cei care zic huă, nici cei care aplaudă. Proporția e mult mai mare de oameni care se uită și nu fac nimic. Și i-am urmărit din punct de vedere al interacțiunii cu, în fine, cu boala și cu sistemul medical, oamenii care se uită, deci un părinte informat are alte așteptări de comunicare, de răbdare, de stabilirea unor relații cauzale. E mult mai bine să ai în față pe cineva care știe vag la ce să aștepte decât pe cineva care vine gata, pregătit, așa că o să fie nasol la spital. De asta cred că suntem într-un câtva, în fine, pe niște teritorii necartografiate, suntem niște pioniere ai relației cu pacienții, dar nu e numai de acum. Și maternitatea noastră a primit, din punct de vedere al UNICEF-ului, spital prieten copilul, cât poate să fie spitalul prieten copilul. Deci, da, într-adevăr, viitorul ăsta va fi al personalizării abordării după nevoile pacientului, pentru că uneori la copil nu e prima prioritate să faci analize normale, ci să oferi cea mai bună calitate a vieții. Sunt copii care au erori congenitale, malformații de situații care nu pot fi aduse la normal. Și părintele care e într-o astfel de ipostasă trebuie învățat că s-a suit în avion să ajungă la Roma și a aterizat la Viena. Bun, e în altă parte. Asta este. Hai să trăim la Viena. Asta e. Trebuie să ne adaptăm la noua realitate. E foarte complicat. Chiar dacă specialitatea pe care o aveți este cea a medicinei legate de copii, ați comunicat suficient de mult, subiectul afectează și copii. Cât de îngrijorat sunteți în momentul ăsta de situația infectărilor cu COVID în România? Am două nivele de răspuns. Prima, ca medic pediatru, nu sunt foarte îngrijorat. La nivel mondial, între 1 și 3% din pacienții confirmați, și vorbim acum de peste 12 milioane de pacienți confirmați, sunt copii. Deci copiii reprezintă o minoritate, sunt subreprezentați între pacienții care ajung în atenția corpului medical. Deși în familie sunt contacți și pot fi testați, s-a observat că există
o particularitate naturală, atât imunologică, asta vine și ne spune că noul coronavirus, SARS-CoV-2, nu e el ca atare singura problemă, ci și răspunsul nostru imun la această vizită nedorită. Adulții ajung să simtă foarte rău, să facă complicații extrem de grave, pentru că nu oprește nimeni acest copiator care tot copiază anticorpi ca răspuns al luptei cu noul coronavirus. Deci, mulți în adulții își fac rău singuri. E un răspuns autoimun exagerat la o scară foarte mare. Asta e faimoasa furtună de citochină. Copiii care au imunitatea ceva mai naivă nu fac acest tip de răspuns și asta e bine. De asemenea, știm că se transmite foarte greu de la mamă la făt. De altfel, femeia însărcinată e la risc mai mic de boală și de complicații decât femeia de aceeași vârstă care nu are sarcină. Și, în fine, trebuie să vă răspund că, în plan personal, ca simplu cetățean al urbei, da, sunt îngrijorat, pentru că, din păcate, focarul acesta central și sudic din România de transmitere comunitară, acum a început să fie important. Acum este cum era la Suceava în luna martie. În București, pe stradă, în metrou, în autobuz, unde vedem foarte multe persoane care poartă masca nepotrivit sau nu o poartă deloc, într-o populație care nu are un foarte bun istoric de spălatul mâinilor și alte chestii, și într-o populație latină și gregară care se adună, riscul începe să crească. De aceea nu pot să îndemn pe cei care ne aud să-și ia măsuri de protecție individuală cât să simt confortabili. Evident că decizia individuală. Problema va fi individuală până la momentul în care autoritățile vor lua o altă decizie. Dacă o să avem, în loc de 600 de cazuri pe zi, 2000, atunci lucrurile... Prima postare în spitalul virtual de copii pe tema noului coronavirus a fost în 20 și ceva ianuarie. Am niște comentarii, ce poate să ție ce se întâmplă în China, whatever, e la ei acolo. Și am anticipat, de exact despre emoții era. Termenul folosit a fost să vedeți ce tsunami de emoții și de fake news se va ridica pe această temă, terminându-se într-un mod optimist și liniștitor, pentru că tocmai publicaseră chinezii o cazuistică foarte mică de copii și au arătat că niciunul din copiii din China nu murise atunci în ianuarie. Ținta fiind părinți. Evident că s-a ridicat un val de emoții, Organizația Mondială a Sănătății a zis infodemie, că a apărut o epidemie de informații mult mai mare și cu bune și cu rele. Deci, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, ca medic, am un singur sfat, nelegat de ce trebuie să facem așa ca precauție. Nu vă rupeți de realitate. Nu o să puteți suporta oamenii obișnuiți în noul normal dacă nu ajungem la el gradual. E ca atunci când mănânci ceva foarte sărat sau foarte fierbinte sau foarte... Nu suport să fie dintr-o dată așa. Și riscăm fie să cedăm fizic ca să vedea inimile rupte, fie să fim din ce în ce mai depresivi sau, în fine, cu reacții psihiatrice, cu atacuri de panică. E bine să mergem gradual și să știm ce se întâmplă în jurul nostru. Nu e o soluție să ne izolăm complet. Și izolarea presupune acces la informație. Credeți că e ceva ce s-ar fi putut comunica altfel? Da. A fost la un moment dat un model de comunicare în buna tradiție a autorităților românești. În fine, ritmic, oamenii se așteptau să vină știrile și așa, și un moment de surpriză a fost translatorul pentru pacienții cu deficiențe de auz, a adus o notă de umanitate și de
făcut o chestie extraordinară și prin mici gesturi la un moment dat, nu știu care din miniștri a strănutat, dacă a zis și a pus mâna la față sau ceva de genul ăsta și transația a zis nu, asta nu-i bine. Apropo de momente de umanitate, deci putea fi făcut și altfel decât cu exces de autoritate. Românii reacționează prost la chestii de-astea comunistoide. Trebuie să, nu știu ce, sunt percepute ca o îngrădire a libertăților lor. Și cu cât ești într-o bulă mai violentă și mai anti-orice, ți se pare că ți se îngrădesc niște libertăți care, de fapt, sunt minore. Care e marea îngrădire că porți mască sau că ți se măsoară temperatura când te duci într-un loc public unde vin și alții, nu numai... În fine, deci puteau fi comunicate și altfel. Sunt ferm convins că dacă ar fi găsit niște voci publice de oameni care sunt investiți așa cu o aură de rațional, nu știu, să fi fost adus o persoană pe care un anumit segment de populație o vede într-un soap opera, într-o telenovelă, într-o ceva din astea, producțiile periodice românești, un crainic de televiziune, o persoană cu care sunt obișnuiți, nu imagine, și să le spună, nu să le dea lecții, foarte scurt, ceva. Părea totul foarte oficial și reacția autorităților, ați văzut, când lucrurile n-au mers bine, a fost să trimită armata. S-au militarizat spitale, s-au închis, n-au mai putut circule. La un moment dat pe copilul ăla, că a venit cu calul 20 de kilometri să-și vadă copilul născut la maternitatea din Iași. Și el ciobanul în cap. La un moment dat, când avea declarația scrisă, adică o avea, dar scrisă de mână, nu... Suntem ușor de râs. Bună parte din exercițiile astea de comunicare ale autorităților sunt ușor șchioape, tocmai pentru că nu există această rutină. Cum ziceam, 0 ore de comunicare la doctori. Acum există în rezidențial de medicină de familie ore de comunicare. Eu asta... În alte părți, nu știu, la Ecole Națională de Administrație, te învață cum să... fie servanții poporului. Da, suntem un neam special latin și emoțional și de asta cred că am reacționat așa. Există o întrebare relativ simplă. Masca se poartă într-un anume fel. Nu știu care e proporția. Tind să spun jumătate, dar poate că exagerez, poate că nu exagerez suficient. O poartă altfel. Mergeți la oameni în situații de astea și le spuneți cum se pune masca? La spital, da. Chiar și în familie și în microcomunitate, așa de vecin, da. E de datoria mea. Ci mai mulți dintre noi acum am cam început să ne burn out, ne-am obosit și e și destul de multă ostilitate. Vă dau un singur exemplu. Am mers foarte mult cu mijloace de transport în comun în ultima vreme sau cu propria bicicletă, dar mi s-a mai întâmplat să mă întâlnesc cu cât un cunoscut în tramvai. Bună ziua, domnul doctor! Trei priviri s-au întors așa, dacă puteau să mă anunce în tramvai cu privirea, ar fi făcut-o. Și am evitat să țin lecții nesolicitate, dar la spital, când vine un părinte copilul bolnav, deci dorește să rezolve o problemă, nu mustrător, ci ca exemplu, îmi dați voie să vă arăt cum mi-o pun eu și le arăt. Avem pe portalul institutului un coleg mai tânăr, foarte drăguț și haios, Bogdan, și ea și o pune și arată cum trebuie să ne facem cu clema de metal, cum să fie sub gât, cum e pentru copii, dacă e prea mare și ar atârna, să nodăm un pic marginile alea. Deci un how-to are în total sub 2 minute, adică se încadrează în ceea ce e limită de răbdare a românului obișnuit.
cred că e important. Purtatul măștii e foarte, foarte important, nu pentru individul ca om, ci pentru comunitatea în care se află, pentru că, pe de o parte, împiedică răspândirea acestei cantități de vapor, de masă umedă, saliva, așa când strănutăm ștușim unde se vede. Chiar când vorbim, chiar Organizația Mondială a Sănătății a retractat poziția rigidă în care zicea că nu este airborne, nu e transmisă prin aer boala. Din păcate este transmisă și până să sedimenteze particule de simpla vorbire, poate să treacă niște minute bune. Adică poți să intri într-o cameră în care a fost un pacient bolnav, nu fi lângă el și să nu ție nicio precauție. Deci înăuntru, în spații închise, în locuri cu trafic intens, e bine să purtăm masca așa cum trebuie, adică cu clema sus, cu partea albastră, dacă e mască chirurgicală obișnuită, sau cu partea de bumbac în exterior, ele pot și ale artizanale sunt mai bune decât nimic. S-au dovedit a fi imperfecte, dar toate pot fi făcute în tristrat cu buzunar. Se poate pune, de exemplu, de la expresorul de cafea, filtrul ăla, sau filtrul din sacul HEPA de la aspirator. Funcționează exact ca măștile FFP2, adică alea mai bune, FFP3 care au pastilă cu carbon, în fine, pot fi replicate și ale artizanal. Cert este că oamenii obișnuiți în metrou sau la mall sau la cumpărături au nevoie de mască. Nu poate fără mască. E foarte periculos. Numai cât stau la coadă să plătească și poate să îmbolnăvească. Și la final aș vrea să vă întreb pe partea cealaltă. Ce le-ați spune doctorilor, experților, specialiștilor care nu cred că are rost să comunice cu publicul? Ca să-i faceți să... Ceea ce argumentul major pentru o comunicare mai bună vine din impactul asupra pacienților noștri. Dacă vom comunica mai bine, o să avem pacienți cu o calitate a vieții mai bună. Ce vreau să spun cu chestia asta? Evident că nu putem să-i vindecăm pe toți, nu putem să prevenim pe toți, dar dacă va exista cel puțin la persoanele care au urechile deschise și sufletul fără prejudecăți, un mesaj de la corpul medical care încă e perceput, e vocea cea mai autorizată când vine vorba de boală, când e ceva acolo până la coadă, crezi doctorul, nu crezi sportivul sau vedeta TV, cel puțin când vine vorba de operație sau de boala copilului, sunt foarte puțini din ăștia care continuă în negarea vehementă și alegerea unor soluții complet ciudate. Cu alte cuvinte, este o investiție în propria eficiență. Experții care lucrează în mediul privat au înțeles de mai mult timp chestia asta. Bine, nu privit pacientul ca un consumator sau ca un client. Asta e foarte rău. În Statele Unite a fost făcut un foarte interesant experiment acum aproape 10 ani și care a fost oprit. Spitale, serviciile care aveau cel mai mare indice de satisfacție aveau cea mai mare mortalitate. De ce? O să ziceți. Pentru că unui obez nu-i spuneau că e gras și nu trebuie să mănânce nu știu ce. Unui cirotic nu-i spuneau, băi, mai las-o mai ușor cu whisky-ul și... Că asta îl făcea nefericit și dădea rating acolo. Nu contează că sfatul era corect medical. Deci o comunicare mai bună poate și trebuie să fie în primul rând onestă, adică să spui ce crezi despre situația documentându-te din surse credibile, prezentându-le sursele, pentru că oamenii au tendința să verifice, dacă spui, am zis eu ce, ești doctor, ai studiat... Asta e o altă barieră. Foarte mulți doctori se simt challenged, contestați, așa, adică de ce mă întrebi? Mă întreabă dintr-o curiozitate nativă, chiar vrea să rezolve o problemă. Nu-ți contesta autoritatea.
Bun, sunt și de ăștia care zic, no, ce știi, las că știi, ok, cu 5G. Bun, da, ăștia care sunt ferm, așa, ca o sectă religioasă și talibani, nu pot schimba nimic. Acolo dialogul este inutil și dacă boala este mare și importantă, este bine să îi informezi în scris, să le dai. Te-am consultat, astea sunt analizele tale, te informez că nu e bine și îți spun că voi anunța și doctorul tău de familie, adică unul care e responsabil pentru sănătatea ta. Decizia ți aparține. Dar asta se întâmplă foarte rar la copii. Foarte, foarte rar. Deci, cu alte cuvinte, este o investiție în mod egoist în propria ta satisfacție. Vei fi perceput altfel ca doctor dacă comunici. Ți-e mai bine. Eu să te spun, păi nu vă mai luptați a ta, că cu cât te zbați mai mult cu mlaștina asta de emoții și de cu atât duci mai repede la fund, e mai bine să fii senin. Și termin ziua altfel. Uitați-vă din spitalele COVID cum ies majoritatea colegilor mei. Efectiv gârbovise, nu numai fizic. Nu mai poate să ducă emoțiile astea. E foarte greu. Foarte greu. Trăim niște vremuri speciale, sigur să vor termina, nimic nu e veșnic. Întrebarea este cu ce lecție plecăm din chestia asta. Și cred că trebuie să ne punem niște întrebări. Trebuie să fim poate un pic mai buni să vorbim, să realizăm că nu e numai despre noi, că nu există salvări individuale. De COVID, niște miliardari de ăștia s-au dus pe insulele vieții și au cumpărat ei și sunt prizonieri la propriul lor domiciliu. Până acum trebuie să ne întoarcem la o viață oarecare. Nu se poate individual. Cred că e o concluzie foarte bună. Doctor Mihai Craiu, mulțumim foarte mult. A fost o conferință dedicată deopotrivă situației actuale și poziției medicului pediatru a medicinei în viața societății din seria de conferințe Știința pe înțelesul tuturor, organizate de Universitatea din București. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule doctor! Cu drag!